nu există garaje și mașinile puteți vedea pur și simplu pe stradă. Să vedem pe unde o să ne ducă examinatorul. Adică ne putem selecta sunetul custom pe care poate să-l aibă mașina. Bă, e super, super tare. Ia uite, avem Honda Vitec, ești nebun. Salutare lumea, ce faceți? Bine v-am găsit la un nou video de pe acest canal. Numele meu este Webster2K și în videoul de astăzi suntem pe un nou server de 5v, mai exact pe Strix România Roleplay. Aveți toate detaliile de la server în descriere, cât și Discord-ul băieților. Ei bine, mă, băieți și fete, vreau să îmi cer scuze pentru că nu am mai postat, sincer să fiu, de aproape o săptămână sau chiar două. Nu știu exact când o să vină videoclipul acesta, dar am fost foarte, foarte ocupat cu permisul de conducere, gen în realitate, și am avut foarte, foarte mult de învățat pentru sală și am fost chiar foarte stresat și pentru oraș, dar din fericire l-am luat și acum nu mai este o problemă, nu mai avem niște priorități, să zic așa, și o să ne apucăm în forță din nou de postat. Nu uitați, înainte să înceapă acest video, să apăsați pe butonul de like și de subscribe pentru a face cât mai repede 10.000 de abonați și neapărat pe clopoțel pentru a fi primul care vizionează videoclipurile mele. Ei bine, mă, băi și fete, cam aceasta este primăria din Los Santos. O să intrăm noi aici la Madalina Angel și putem să vorbim cu această Madalina Angel care lucrează la această primărie și putem observa că putem să ne înregistrăm un domiciliu, vreau să-mi dau demisia și să ne căutăm un loc de muncă. Hai să vedem ce locuri de muncă sunt disponibile: gunoierul, Uber Eats, șofer de autobuz, croitor, culegător de ciuperci, fermier, pescar și, de câte am înțeles, cele mai interesante joburi sunt cel de miner și de scafandru. Așa că, sincer să fiu, aș vrea să ne angajăm puțin ca miner pentru că, sincer, nu am făcut acest job de foarte, foarte mult timp și, sincer, sunt chiar foarte curios să văd cum este pe acest server. Mă, îmi place pentru că îmi dă un vibe serverul așa old school, nu știu de ce, chiar mi se pare că îmi dă un vibe old school. Hop, what the fuck, avem o armă acolo, din păcate am scos-o. Gen, e super, super așa interesant, nu știu cum este făcut. Putem observa că aici avem niște cufere. Ia uite, avem o cheie, cheie nisip, care costă o cheie 650.000. Hai să ne cumpărăm, nu știu, două chei. Ok, am cumpărat două chei de cufer de nisip, așa că hai să vedem dacă putem să primim ceva. Am primit plus 3 job XP și hai să mai dăm încă o dată pentru că mai avem încă una. Așa, și am primit 700.000. Deci să zice că ne-a scos banii pe o cutie. Dar hai să vedem puțin noi la cufărul schelet. Ai nevoie de o cheie schelet pentru a deschide. Pe atunci aia stai așa, o cheie de nisip, dar nu putem aparent să cumpărăm doar o cheie de nisip, am înțeles. Interesant cu cuferele acestea. Și hai să vedem noi aici prin față. Ia uite, de aici ne putem noi cumpăra un scooter. Un mic scooter pentru a te ajuta să te deplasezi. Mă, sincer, cum v-am spus, îmi place mult cum este serverul. Este chiar old school și, sincer, îmi place mult sistemul acesta de parking. Adică nu sunt garaje pe server. Playerii pur și simplu o să-și parcheze mașinile pe server și o să observați că noi când o să mergem pe stradă putem să observăm aceste mașini. Și cam acesta este și telefonul. Noi de aici putem să dăm la vehicle, centură, control de geamuri, control de portiere și setări vehicule parcate. Și aici la setările vehiculelor parcate noi putem să dăm distanța pentru a vedea vehiculele. O să dau, sincer, pe maxim și o să mergem la showroom pentru a vedea cum sunt mașinile parcate. Toate vehicule, mod de vizibilitate, transparență, hai să dau pe, nu știu, să nu fie nicio transparență, cred că deja este pe full. Și da, haideți să mergem la showroom pentru a vă arăta și mașinile și mașinile totodată cum sunt parcate. Dacă se uită la acest video băieții de pe Strix, chiar îmi pare extrem de rău pentru că nu am apucat să filmez săptămâna trecută, dar am spus și la început de ce am fost foarte, foarte ocupat și chiar îmi pare extrem de rău. Deci, da, ia uite, acolo avem noi niște mașini și chiar și aici, adică nu, cum v-am spus, nu există garaje și mașinile puteți vedea pur și simplu pe stradă, dar probabil că nu am făcut-o ceva bine pe capa și mi-apar pe o distanță foarte, foarte scurtă, dar cam acestea sunt mașinile parcate. Sincer, este o idee super, super interesantă, adică nu știu dacă exact face lag, cum a spus și developerul, dacă nu vreți să vedeți mașinile, să nu aveți un mare, mare lag, puteți foarte, foarte simplu să le scoateți de pe capa. Așa că hai să mergem, băi și fete, până la showroom. Ia stați așa că am uitat eu că este aici și aici avem 3 dealershipper, să zic așa. Avem pe Gigi Păpu cu mașini, Biciclens Ionus cu biciclete, desigur, și pe Praște Cătălin cu motociclete. Așa că hai să mergem noi la mașini aici, apăsăm pe E și putem să observăm că avem mai multe mașini și o să trebuiască să apăsăm pe încarcă modul de BMW pentru a vedea mașina. Sincer, mi se pare super, super interesant acest lucru pentru că nu o să aveți un mare, mare lag dacă aveți un PC foarte, foarte slab. Puteți, de exemplu, foarte, foarte simplu să vă selectați foarte ușor brandul de mașini pe care îl vreți. De exemplu, hai să avem un RS4, se încarcă modul și, sincer, arată super, super bine pentru 2 milioane de dolari. Eu zic că sunt niște prețuri destul de interesante. Hai să vedem pe Audi E8 cam cât ar costa. 13 milioane, noi avem destul de mulți bani pentru că ne-a dat fondatorul care apreciază asta. Nu știu, hai să vedem, de exemplu, la un Mercedes E420, A45, CLS63. A, uite la aici ce bine arată, chiar îmi place super, super mult. Avem și un S63 AMG. Mă, sunt foarte, foarte multe mașini.
mașini avem și la Toyota, Honda, Hyundai, Land Rover, Renault, Volkswagen, nu știu, hai să vedem de exemplu un Ferrari, să zicem așa, un Ferrari mai de top, uite, F40, costă 13.500.000 aparent, what the fuck? Deci e destul de ieftin după, din punctul meu de vedere. Hai să mergem și la Bentley, unde avem un Bentley Continental GT. Sincer, nu știu ce mașină o să-mi cumpăr mai exact, dar cred că o să mergem, hopa, stai așa, cred că o să mergem noi la Honda, să vedem un Honda Civic EK9, 285.000, cred că ar fi un preț foarte, foarte corect pentru această mașină. Deci, nu știu, hai să cumpărăm, hai să dăm pe Enter pentru a cumpăra mașina pentru 285.000 de dolari. O să apăsăm pe A, dar nu ne putem cumpăra o mașină de la dealership pentru că nu avem permis de conducere. Deci, mă, băieți și fete, va trebui noi să mergem înapoi pentru a ne lua permisul de conducere și apoi o să venim la showroom. Să căutăm noi pe artă, benzinărie, biserică, bă, sunt foarte... foarte multe, uite, avem pescuit ilegal aparent. Bă, sunt multe chestii super interesante care va trebui voi să le descoperiți. Sau să mergem și până pe la niște case, să vedeți, doar ce mi-a cumpărat pe aici în zona aceasta, cred că aceasta este casa mea, asta e așa, da, uite, proprietatea ta. Dar mai întâi hai să mergem să ne facem permisul auto. Bă, deci cum v-am spus, mă plimb așa și îmi dă o nostalgie serverul ăsta. Nu știu, gen, e chiar old school, nu știu, e sentimentul ăla super, super de nostalgie. De acum câțiva ani, de când a început 5M-ul cam așa și sincer e super, super tare senzația. Hai să parcăm noi scuterul aici și să mergem înăuntru. Sper că înăuntru noi putem să facem permisul de conducere. Nu știu de ce mi-arată asta peste capul meu. Așa că hai să vedem, să vorbim cu Salam Cristian. Vreau să-mi eliberez vehicul confiscat. Să treci la revedere, deoarece încă nu-mi trebuie nimica. Dar nu știu exact unde pot să fac eu permisul. Mamă, e asta, e așa chestia, e fix aici. Din păcate am cam greșit eu locația. Dar nu este nicio problemă cu o greșeală aceasta, pentru că am văzut și puțin cum este poliția. Deci de acolo ne putem noi elibera vehicule confiscate, dacă avem ceva vehicul confiscat. Super, super tare. Probabil o să vină poliția și o să ne confiște mașina. Am crezut că este la poliție, dar aparent este făcut un loc special de repetiv, din câte am putut observa. Și o să mergem chiar acum până acolo să vedem puțin cum stă treaba. Vreau să vă arăt totodată și inventarul pe care îl avem pe I. Deci, nu știu, mi se pare un inventar super tare, nu l-am mai văzut pe un server. Nu știu exact dacă a fost pe un server mai exact în trecut, dar sincer e chiar stilul ăla super, super interesant. Avem un Nokia noi 1320, un telefon antic marca Nokia cu butoane. Ne putem cumpăra un alt telefon, de exemplu, mai premium de la un magazin de telefoane. Aici avem cheile și actele, o cheie normală de vehicul, un buletin și o cheie de casă. Și aici la arme putem observa că avem noi o carabină, o să avem și niște atașamente pe ea, după cum puteți observa detașează și șterge vopseaua, pentru că avem o vopsea gold și putem să ne scoatem supresorul dacă vrem, dar o să lăsăm, nu ne încurcă cu nimica. Sincer să fiu, nu știu, chiar îmi place super, super mult serverul cum este construit așa. Nu știu, băieți, dacă au jucat, avem acum vreo 3 ani cam așa. Sincer, eu acum 3 ani am jucat 5M, dar nu am jucat să zic cum joc acum. Adică m-am jucat doar să intru așa puțin, stăteam pe câteva servere și serverele de atunci, sincer, arătau în ceva de genul și sincer chiar îmi dă o nostalgie super, super mare și chiar îmi place ce au făcut băieții. Deci, mă, băieți și fete, cam aici este guvernul României și hai să intrăm aici frumos. Uite, avem aici o domnișoară, hai să vorbim cu ea. Apasă pentru a vorbi, aș dori să dau și eu de permis de conducere și vreau să încep examenul. Ok, iar acum începem noi examenul, o să ne dea într-o sală de clasă și hai să începem examenul auto. Pe ce bandă trebuie șoferii să conducă? Pe cea din dreapta, la o intersecție cu 4 direcții, care șofer are prioritate? Șoferul din dreapta ta, acum știu și eu așa puțin să mă descurc pentru că am dat și sala, din păcate nu am luat-o din prima, așa ca o mică, ca un mic expose, nu pot să zic expose, dar nu am luat din prima sala pentru că am făcut 21 de puncte, dar știu că este foarte, foarte ciudat cu 21 să pii sala, dar asta a fost ghinionul meu, am dat din a doua. Când trebuie șoferii să acorde prioritate pietonilor? Întotdeauna când semaforul este roșu, ce trebuie să faci? Să oprești? Unde poți șoferii să parcheze? Și acum am fost aprobat la examenul auto și după cum puteți observa, este în fața noastră Crăciun Alexandru, care este un examinator auto și acum hai să vorbim cu el, o să apăsăm pe alt în stânga, o să dăm pe începe traseul cu acest examinator. Și acum o să ne suim mașina de repetiv și hai să vedem pe unde o să ne ducă examinatorul. Putem observa câteva informații. O să avem pe J pe care pornim noi motorul, portierele, frâna de mână, farul și clanson, informațiile de jos. Așa că haideți vă, băi și fete, să mergem. Îmi place super, super mult cum este cu NPC-ul, adică nu mai trebuie voi să căutați un polițist sau ceva. Nu știu exact care este limita de viteză, dar nu prea cred că este o limită, adică putem să mergem cu cât
dorim. Bă, sincer, e super, super tare. Cred că, uite aici, cred că, da, uite, avem noi ultimul checkpoint. O să intrăm, uite, pe aici, frumos. Mission passed, ai trecut examenul auto plus 1 permis. Bă, ești nebun, ce șmecher arată, chiar îmi place super, super mult. Deci, hai mă, băi, să ne luăm noi scooterul înapoi. Și acum să mergem la showroom pentru a ne lua Honda Civic-ul. Ok, am ajuns înapoi aici, ne dăm jos repede pe scooter și o să mergem instant să ne cumpărăm acel Honda. Pătrunjel Benjamin Benny Motorworks. Apasă e pentru a vedea vehicule din categoria Benny Motorworks. What the fuck? Deci avem noi aici o categorie mai specială de la Benny. Am înțeles, am înțeles. Oh, deci sunt doar mașinile astea custom, Tornado custom, probabil cele pe care le putem noi tuna la Benny direct, cele vanilla. Bă, dar sincer e super, super tare. Uite, avem și LG-ul custom. Bă, super, super interesant, sincer să fiu. Nu m-am așteptat la asta. Deci sunt 4 categorii de vehicule speciale pe care le putem noi cumpăra: mașini, biciclete, motociclete și categoria de la Benny, adică care sunt mașinile lui tunabile. Dar haideți totuși să ne cumpărăm acest Honda Civic EK9. O să dăm pe cumpără, da, 285.000 și ne-a dat-o aici direct. Dar haideți noi să mergem mai bine până la Benny. Mamă, ce bine sună, chiar îmi place super, super mult. Și da, dacă noi putem, de exemplu, să ne parcăm mașina undeva chiar și aici la Benny și noi când o să mergem după mașină putem să mergem direct la Benny, va fi acolo spawnată, ceea ce este un lucru super, super interesant. Deci haideți să intrăm la Benny să vedem dacă este ceva custom pentru mașină. Uite aici, frumos, sunt curios cum este meniul. Și avem aici eleron, deci cam din câte pot observa mașinile sunt custom, ceea ce este un lucru super, super tare. Îmi place că, sincer, cred că poți modifica super, super mult la mașină. Ia fiți atenți aici că avem sound booster, cum ar veni. Adică ne putem selecta sunetul custom pe care poate să-l aibă mașina. Bă, e super, super tare. Ia uite, avem Honda Vitek, ești de bun. Așa că hai să-l punem cu 55.000. Mamă, ia fiți atenți aici. Avem culori camelion, ești nebun, fii atent cum se vede. Deci bă, băi și fete, cam așa arată mașina. Sincer să fiu, arată super, super bine. Adică nu m-am așteptat să aibă atâtea chestii modificabile. Și cam toate mașinile sunt genul acesta, adică vi le puteți modifica. Sincer este un lucru super, super tare și îmi place super mult. Deci bă, băi și fete, ce rămâne noi acum să facem este să mergem până la jobul de miner. Nu știu exact unde se află. De fapt, nu, stați așa, cum să mergem prima dată până acasă ca să vedeți puțin cum sunt și casele. Acum vreau să spun că fiecare casă în parte are un interior diferit, pentru că na, casele acestea din ghetto sunt case din ghetto și casele acelea de pe Winewood, vă dați și voi seama că sunt case de pe Winewood, adică cu interioare diferite. Deci hai să-i dăm puțin așa să vedem cum sună acest Honda. Mamă, cum sună, ești nebun. Deci cam aici se află mecanicul, probabil. Hai că n-am intrat în slăb. Pacțiunea de mecanic, sincer, este un loc super, super tare. Îmi place super mult. Deci nu știu, să-mi spuneți și voi în comentarii dacă ați ajuns până aici, nu știu, lăsați, nu știu, o inimă albastră și un emoji de mașină, nu știu. Și vreau să mulțumesc super, super mult dacă ați ajuns până aici, pentru că chiar apreciez super, super mult. Mamă, deci pe shift avem noi nitro, l-am înțeles. Holy fuck. Mamă, cum mergi, ești nebun? Păi și atunci hai să mergem noi aici la căsuța noastră, care se află fix aici. Și putem observa că are și garaj această casă, adică o să apăsăm pe pentru a intra în garaj. Dar stați așa să ne deschidem noi casa. Cred că va trebui să ne dăm noi jos, stați așa puțin. O să mergem, uite, aici acasă și o să apăsăm pe eu pentru a deschide ușa. Și acum cred că o să putem noi să ne punem mașina noastră în garaj. Sincer chiar nu știu, dar na, în fine, probabil hai să intrăm noi în casă. Probabil, nu știu, va trebui noi să facem ceva la garaj să funcționeze. Deci cam aceasta este casa. Aveți un loc de depozitare, vă puteți aduce prietenii să vă jucați, să vă distrați, adică pur și simplu este de roleplay. Nu o să vă trebuiască neapărat o casă pe server pentru a supraviețui, dar sincer super, super interesant să vedeți o casă. Pe U o închidem la loc. Așa că mă, băi și fete, hai să mergem noi și să vedem unde este minerul. Da, uite, este fix aici job de miner. Așa că hai să mergem cât mai repede, să nu mai stăm la discuții. Cred că o să mergem destul de repede cu acest Honda Civic. Mă, băi și fete, am uitat să vă zic să nu veniți cu mașini de-astea foarte, foarte joase pe aici, pentru că se consideră power gaming și, na, nu prea este bine. Probabil o să vă luați ceva mai înalt. Și cam acesta este jobul de miner. Voi o să trebuiască să veniți la acest NPC, o să apăsați pe ei pentru a începe munca și o să vă luați o uniformă. Iar apoi va trebui voi să vă luați târnăcopul de la acest NPC. Frumos, apase pentru a lua târnăcopul. Și acum o să trebuiască noi să mergem
la minereurile pe care le vedem în față. De exemplu, sunt foarte, foarte multe minereuri pe aici prin zonă și hai să minăm pe acesta. Apase pentru a sparge fiecare minereu în parte. Vreau să spun că o piatră mai, cum se cheamă? O piatră diferită, adică una este argint, alta este aur și aveți și o minigame aici, ce este super, super interesant. A spus developerul pentru că nu a vrut pur și simplu să facă doar un job, adică unde o să trebuia să se duce la un checkpoint. Sincer, are foarte, foarte mare dreptate pentru că este super tare și putem observa că am primit 2 minereu de fier și câteva experiență. Hai să vedem dacă putem să noi să minăm acest minereu, dar ne trebuie level 30 pentru a putea sparge minereul. Hai să vedem și la acesta, da, level 10, deci va trebui noi să spargem doar fier. Oricum, are dreptate developerul cu minigame-ul acesta pentru că, na, e super, super tare, adică e Dead by Daylight cumva cum ar veni și nu o să trebuiască pur și simplu să te duci la un checkpoint. Mie, sincer, îmi place super, super mult cum este. Ăsta e cu siguranță. Hai să-l spargem, să vedem dacă apucăm, să dăm space, perfect. Și hai să vedem cam de câte ori ar trebui să fie spart. De 2 ori, cred că de 3 ori, cred, da, uite, 3 ori. Sau, nu știu, probabil este random cu siguranță, adică nu este, cum se cheamă, da, uite, de exemplu, la ăsta e de 5 ori, la celălalt cred că am făcut de mai multe ori și de data aceasta am primit un fier și mai ne trebuie 4 experiență pentru a face level 2, deci cu cât minați voi mai mult pe aici, puteți să faceți level mai mare pentru a mina și celelalte minereuri. Iar acum va trebui voi să mergeți la această persoană pentru a vinde minereurile și am primit $150 pe minereuri. Vreau să vă spun că nu doar, cum se cheamă, nu este neapărat să le vindeți la aceste NPC, puteți, de exemplu, să vă craftați unele chestii, o să puteți vedea, nu știu, de exemplu, la o armă ceva, că o să vă trebuiască tot fel de unelte și, da, puteți să vă duceți la manet și să le vindeți sau, nu știu, să vă craftați arme și tot felul. Deci, mă, băi și fete, cam acesta a fost serverul Strix România Roleplay, aveți toate detaliile la server în descriere. Mie mi-a plăcut super, super mult, chiar îmi place, băieții au făcut o treabă super, super bună, nu știu, lăsați și voi părerea voastră în comentarii. Deci, mă, băi și fete, numele meu a fost Webster 2K. Acesta a fost serverul Strix România. Vă salut!